Or ne uităm spre un alt domeniu. Sunt nemulțumiri după noile restricții anunțate de autorități și în domeniul culturii. Printre cei care critică aceste restricții se află chiar și un ministru. E vorba de ministrul agriculturii. Sectorul cultural a fost cumva o victimă colaterală a acestor restricții, deoarece instituțiile de spectacol nu au înregistrat niciun focar în ultimele 14 zile, după cum spune la RFI Bogdan Gheorghiu. E în legătură directă cu noi, domnul ministru. Bună ziua! Bună ziua! Să salutăm împreună pe colegul meu, Adrian Oros, sunt ministrul culturii. Culturii, și culturii a spus agriculturii, oare, domnule ministru? E posibil, iertați-mă, e vorba de ministrul culturii și iertați-mă. Domnule ministru, în acest moment, decizia pe care autoritățile au luat-o în ceea ce privește închiderea zonei de teatre și așa mai departe, e justificată? Sigur că dacă luăm ad literam ceea ce s-a hotărât la începutul lunii septembrie, când s-a scris clar că în localitățile în care se depășește 1,5% la mii de locuitori la număr de cazuri, se închid activitățile cu publicul, este justificată. Dar dacă ne uităm că în sectorul cultural lucrurile s-au desfășurat aproape impecabil din punct de vedere epidemiologic, această evoluție nefericită nu a fost datorată niciun fel reluării activității culturale în interior. În ultimele 14 zile nu am avut focare în instituțiile de cultură din arta spectacolului, nu mai zic la muzee, unde activitatea a fost reluată din iunie și nu am avut la fel probleme. De aceea noi vom propune un set de măsuri, cum ar fi intensificarea controalelor, închiderea acolo unde se găsesc nereguli, eventual reducerea capacității la 30% în loc de 50% și nu o închidere generalizată. E o decizie pe care o agrează și directorii de instituții și actorii, dar nu numai, din această zonă, domnule ministru, cea pe care o propuneți dumneavoastră? Sunt opinii împărțite. Sunt manageri care au avut reticențe chiar după 1 septembrie în a-și relua activitatea, tocmai de frică să nu apară acolo o focare, iar și sunt manageri care spun că își asumă, vor respecta toate condițiile și dacă se respectă absolut tot ce indică DSP-ul, nu ar trebui să apară probleme. Ce se întâmplă cu angajații din domeniu pentru următoarele săptămâni, domnule ministru, dacă va fi cazul ca aceștia să rămână acasă, să nu lucreze? Există varianta aceea de șomaj, de șomaj tehnic, există variante de susținere a acestora? Ce planuri aveți pentru ei? Chiar vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că am primit tot felul de întrebări de la colegii de dumneavoastră, dacă actorii vor muri de foame, ce se va întâmpla. Nu este cazul să nu uităm că noi încă din iunie am reglementat prin ordin comun cu Ministrul Sănătății reluarea repetițiilor. Repetițiile, ca și filmările, intră în altă zonă de reglementare. Aici vorbim de interzicerea spectacolelor cu public în spații închise. Nu că nu mai vine personalul tehnic și actorii nu mai vin la serviciu în instituțiile de spectacol. Ei vor primi salarii întregi ca și până acum. Dacă vorbim de sectorul independent, noi abia am încheiat un apel de finanțare prin AFCN la 30 septembrie, s-a încheiat în valoare de 15 milioane de lei, este în faza de selecție. Nu uitați că chiar la începutul pandemiei, Ministerul Culturii a lansat programul Acces Online, care s-a bucurat de un real succes. Peste 270 de lucrători cultural din sectorul independent au beneficiat de acest apel, iar pentru că acest apel a fost un succes, vom dubla suma și vom lansa un alt apel de tip acces online, îl vom denumi altfel, special pentru Ziua Culturii, care va fi pe 15 ianuarie. Noi vom lansa încă din luna noiembrie și vom aloca 2 milioane de lei pentru acest apel de care vă spun. Așadar, încercăm să acoperim toate zonele. Chiar acum sunt la guvern, unde împreună cu doamna vicepremier Raluca Turcan avem o întâlnire cu mari organizatori de evenimente și acolo căutăm soluții. Și chiar pentru sectorul cultural independent au fost discuții la nivel de premier pentru
a ne gândi la o schemă de ajutor de stat. Ați spune în încheierea discuției noastre, domnule ministru, zona aceasta de cultură e mai degrabă o victimă, cumva o victimă colaterală a acestei situații în care ne aflăm acum? Da, pentru că în momentul în care evoluția epidemiologică a avut mai multe cauze, iar sectorul cultural nu s-a numărat printre aceste cauze, sigur că este o victimă colaterală, pentru că a intrat în acest pachet de măsuri fără a avea vreo vină, dacă îmi permiteți termenul. Mulțumesc tare mult, ministrul culturii, domnul Bogdan Gheorghiu, în direct la TG24.